începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul ordin de zi. În afară de proiectul ordin de zi care l-ați primit, avem două suplimentări de proiecte de hotărâre apărute pe ultima sută de metri. Un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului Comunicării Județul Bacău. Avizul de la ANFP a fost transmis ulterior. Și un proiect de hotărâre privind modificarea, completarea unor poziții din inventarul bunurilor ce aparțin domeniul public al Comunei Căiuți. Este vorba de drumurile care fac obiectul proiectului de finanțare, ceea ce înseamnă ulițe, sat, Popeni, drumul Gării, ce mai știți, Căiuți, sat, drum, biserică, pentru că joi o să trebuiască să ajungem și cu aceste gătiri la Iași, unde semnăm dosarul, unde urmând a se depune pentru finanțare acest proiect. Bună asta, dacă aveți... Cine este pentru proiectul ordin de zi, inclusiv cu cele două puncte menționate de domnul Domnul președinte de ședință, Matei Laurențiu, vă rog să vă rog. Mă întâmplă după Paști și vă spun și eu că sunt punctul numărul 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor financiare depuse de către comunitățile de cult din Comuna Căiuți, în prevederea obținerii unor finanțări. Mi-ați dat câteva detalii? Domnul Popcomșer, dumneavoastră ați aprobat la notificarea făcută în una din ședințe de domnul consilier Laurențiu Matei, am adus la cunoștință și sumele care sunt în urma depunerii proiectelor pentru finanțarea bisericilor. Asta dacă aveți discuții. Un lucru vreau să spun, să știți că toate sumele nu vom reuși să dăm toți banii acum la biserici, urmează un curs, deci nu va fi o plată către biserici ca să spună cineva că acum până în campanie, fac și campanie electorală, nu. Posibil chiar să nu ne încadrăm vis-a-vis de o adresă pe care am primis-o de la Administrația Finanțelor Publice, prin care spune că se stopează orice depășire de venituri și cheltuieli în acest sens, în special cheltuielile materiale. Și chiar este posibil să nu ne putem încadra a face aceste plăți, acest trimestru, urmând ca trimestrul 3 să facă plățile pentru aceste proiecte. Vă mulțumesc. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier Matei. La împărțirea banilor la biserici. Dacă se poate, să trag atenția preotului la Pralea, din banii care se dau, să facă gard la fundul cimitirului. Să facă un gard. Că s-a cumpărat un teren, se mărea cimitirul, nu mai avea loc. S-a cumpărat un teren și s-a făcut gard. Și acum, urmă că e bucata mea, ăla că ai vântul, ăla vântul și mă urmă vidii pe acolo. Vaci, cai, oi și mai calc și porbintele. Și văd din multe ori că se mai iese câte o ceartă dintre constatere acolo. Că tu n-ai închis poarta, că tu ai lăsat-o deschisă, că tu nu știi și... Dacă se poate, să prindeți, fac și un gard. Da, da, da. Atât am avut. Nu, a rămas în proiectul depus exact pentru finanțare, exact ce trebuie să facă cu banii sau... Pentru viitor. Da. Are cuvântul, da. Are cuvântul domnul consilier Pirea. Eu, așa cum am vorbit și la ședința anterioară, cu bărțirea banilor instituțiile culte, n-am fost de acord pentru repartiția la biserica care este în curs de finalizare la Boiește, acolo trebuia acordat mai mult, pentru că am fost acolo și mai sunt niște lucrări bine criticate. La unele culte, dar nu trebuie criticat, dar trebuie spus adevăr. Problema se pune. Îi permitem la unele să punem marmură pe jos, iar altele urmează să le finalizăm și nu îi dăm atenție suficient. Dacă îmi dați voie să vă răspund cum deci la biserica de la voi, și înseamnă, dacă ați fost, l-ați văzut, este toată placată cu marmură. Deci a fost o investiție de 70.000 de lei realizată anul trecut, acum este o investiție în care o realizăm
care e 30 și ceva de mii de lei. Dacă l-am lăsat mic ca și voi ăștia, am alocat o sumă de 1 miliard, acum vrea să vă lăsat oblidat. Cred că am alocat peste 2-3 miliarde de când este la Biserica Căiuți. Până acum nu s-au alocat mai nimic. O centrală termică 200 și ceva de milioane, acum 7 ani. Deci eu când și acum nu am împărțit eu bani, au fost proiectele pe care au venit fiecare pentru fiecare cult. Dar a fost normal și este normal să vină și rândul bisericii din Căiuți să avă o sumă de bani mai mare, să avă anumite investiții care se face. Îmi pare rău că n-ați văzut la Boiște că biserica este placată toată cu granit, nu cu marmură. Și este o biserică nouă. Și la biserica aia de la Boiște, când s-a început, am mai dat 250 de milioane pentru prin o sursă venită direct de la guvern, acum 5 ani. Era Părintele Hervei. Deci, dacă o punem în balanță, 1.300.000 care m-a ajutat biserica aia nouă de la Băiești. Eu zic, e o sumă destul de consistentă. Vă mulțumesc. Mai este cineva care vrea să iei cuvântul de consilieri? Dacă nu se mai scrie nimeni la cuvânt, spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci, a fost votat și nu mai nimic. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea proiectului de public al unei Căiuți, județul Bacău. Deci se completează funcția 24 în domeniul public cu drumul cartier CFR 45 ori 1260 m lungime, 5670 m pătrați, cu urmarea împlinirii procesului verbal de recepție. Deci acest drum se trece în domeniul public. Cine se scrie la cuvânt? Cu valoarea care este. Deci avem avizile favorabile de la toate comisiile, dacă nu se scrie nimeni la cuvânt. Deci vreau să menționez că acum, dacă plătesc campanie electorală, unii în neștiință de cauză spun că s-au cheltuit 1 miliarde ca cel drum. Nu. Sunt 4 miliarde 400. Sunt bani veniți mare parte prin gală. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? S-a votat cu unanimitate. Punctul numărul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii de execuție bugetare pentru ministrul 1 a terenului anului 2016. Numărul 3. N-am ce să vă spun. Execuția bugetară sunt banii cheltuiți conform bugetului aprobat de către dumneavoastră. Dacă v-ați uitat și aveți unele discuții sau altceva, sau întrebări, puteți spune. Cine se scrie la cuvânt? Avem aviz favorat din această comisie, nu spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Eu mă abțin. Două abține. Cine este împotrivă? Deci a fost votat cu foarte multe voturi din numărul 5. Deci două abține. Trecem la numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pe anul 2016. Mai este vorba de... noi aveam un fond de rumeni 4 miliarde 400, este vorba de 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, care au fost prinși în plus la drumul de la cheltuiu și se mută la investiții, lucrări de amenajare, loc de joacă, carier, mai trebuie 10.000 de lei ca să putem completa lista de investiții, să închidem această investiție ca bani. Discuții, dacă aveți. Cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, spune la cuvânt. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Ce a fost votat în mare mărime, da? Voi proiectul de hotărâre numărul 5, în urma apariției codului fiscal. Proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 43 din 29.9.2015, privind aprobarea instituirii unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Deci este vorba de acea taxă de drum pe care noi o suspendăm.
viitorul Consiliu, dacă este de acord, poate să institui taxă de drum, dar o taxă bazată pe diferența de tonaj, cum a fost cea inițială la noi. Deci nu la metru sau, mă rog, o să punem mare diferență la 22 de tone, plătește atât pe tonă sau pe metru. Și nu se spui la cuvânt? Domnul Consiliu Roșcan? Da, vreau să știu dacă ce s-a încasat până la momentul de față o formă hotărârii de funcție locală care a fost în vigoare, dacă este legal sau nu? O să întrerup. Da, este legal. Cu apariția codului fiscal acolo și intrarea în vigoare, nu mai putem aplica sub forma care este făcută hotărârea taxă locală. Putem concepe cei care vom fi în viitorul Consiliu sub altă formă. Sub altă formă. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Consiliu Bunel? Da, aici aș avea și ceva de adăugat la taxa asta. Eu am fost pentru această taxă tot timpul, nu? Dar numai că a fost o sumă cam exagerată. Putea fi o sumă mai micuță puțin, dar plătită de toate societățile. Pentru că și ținut cont și de distanța pe care o parcurge acel mijloc de transport. Deci nu putem să-i luăm aceeași taxă la un mijloc de transport care tranzitează 500 de metri, ca la un mijloc transport care tranzitează 4-5 km. Deci trebuie ținut cont și de distanța pe care o parcurge acel mijloc transport. Că dacă vine de la Măteș, tot satul Căiuț, unde sunt câțiva kilometri, noi putem lua aceeași taxă ca la un mijloc care tranzitează 500 de metri. Atât. Mai vrea cineva să-i cuvântul? Îl spunem la votul. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? De acord, votat cu unanimitate, trecem la punctul următor. Proiectul hotărâre privind stabilirea acordatului de concesiune numărul 10473 de 12-11-2008, încheiat cu 10 reciclii soluționale. Deci știți că în urma cesiunii noi rămăsesem cu două contracte, unul RESIC, Recycling Solutions, și unul persoană fizică. Acum am venit cu un proiect de hotărâri în care rezidem contractul care a fost cu SECE, RASERI, Solution și SRL, ca să nu figurăm cu două contracte. Dar odată ce a fost aprobat? Dar e cesiune. Dar în momentul când ai cesionat, de pe, ai aprobat cesiunea de pe firmă, persoană fizică, rămâne ultimul contract cesionat, cel persoană fizică, iar ălalt trebuie anulat. Reziliat. Cine se strigă la guvern? Nu se scrie nimeni la cuvânt, spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Eu mă abțin. Noi se scoală. Cine este împotrivă? Deci, 12 pentru o abținere și un împotrivă. Mergem mai departe, numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, sunt obiectivul de investiții în cutății construcțiale, restaurare, știți că de mulți ani ne chinuim să prindem finanțare pentru conacul Radu Rosete. Se pare că venim un pic cu proiectul la sfârșit de drum și urmează să-l depunem, să depunem la finanțare. Proiectul este de 4 milioane de euro, ceea ce înseamnă 18 milioane lei, cu TVA, cu valoare TVA în plus. Va fi un proiect care, cine va fi primar, va trebui să-l ducă la bun sfârșit. Dacă aveți discuții cu seama proiectului, domnul Vătăman. Domnule, în privința conacului ăsta, când vine să oftești și iar să trag aer și iar să oftești și creează probleme. A fost odată atunci, din perioada lui doamna Muschi, care a fost ministru culturii, când era domnul Dănină, și s-a aprobat o sumă de bani pe care s-a aprobat. Domnule, dar de atunci, de când a făcut domnul Dănină, parcă a mers numai praful și culpele, nimeni nu s-a făcut de face. Eu nu știu de ce. Adică trebuia găsit o soluție, pleca chiar din consiliere în audiență la ministru culturii, care aproape niciodată la rândul lui nu există. Că dacă ar exista, s-ar fi făcut ceva în domeniul culturii la Comuna Căi. Nu la Comuna Căi, la toate comunele din țară, cum vorbim la televizor. Pentru popularizarea anumitor, știu eu, scene, bătrâni, obiective culturale în general. Nimic nu s-a făcut în țară. Nimic de la voi.
Eu nu știu, nu este cineva oricum ca să spună punctul de vedere, discut la diverse. În ceea ce privește, dacă se întâmplă de să faci și o echipă bună care este, să se facă, domnule, ceva la asta. Eu nu mă mai închid deloc, chiar dacă se face, nu se face, de aici acolo mă retrag, dar e bun să se facă. Merge parte totul cineva, în afară de noi, parcă cineva vrea să distrugă acolo și nu trage pe nimeni la rezultă. Ar trebui să plătească cineva absolut tot ce s-a distrus. Tot să plătească. Nu se poate. Chiar așa, te duci, bați cu ciocanul, lui colo, bați cu ciocanul, lui colo, bați din colo, scoți sferul vechi de la casa Rusete. N-avem poliție, n-avem poliție locală. Nu se implică nimeni acolo. Eu vă mulțumesc. Mai discutăm despre culturul la mine. Către trebuie să ne mătăm în lui știu. Mai spui ceva la cuvânt? Ce-ai spus către trebuie? Nu cu părinte. Știu că așa n-ai să fac nimic, chiar dacă ești, dacă e vorba de adică. Dacă n-ai tăcut din gură, ți-am dat replica, trebuie să-l dau mai tare, dar... Deci dacă nimeni nu-i spune la cuvânt, spune-mi la voce. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Este, vreau să vă spun că e bine că e filmat, că este un proiect de ăsta și mai bine unul acum, la care, sincer, se pot lăuda mulți. Văd că la are toată lumea în programul electoral, reabilităm, o să rămână început din turlan și să continui și va veni. Să dea Dumnezeu sănătate, să am putere de mult să facă proiectul. La hotărârea numărul 8 avem un ajutor de urgență de 1000 de lei, 10 milioane pentru Dima Carmă, care o știți peste calea ferată, are un copil cu autism. Și multe alte probleme grave. Deci, efectiv, îi da limita puterilor din punct de vedere financiar de mersul la toate spitalele. Am zis, poate dădeam mai mult, dar atâta mai avem, mai sunt bani în buget. Tot mai fi, în continuare, acceptez de acord. Nu, stați și un pic. Deci, la punctul numărul 8. Vrea da. Cineva să spună ceva? Să scrie cineva la cuvânt? Deci, vedea și acest ajutor în buget. Dacă nu se scrie nimeni la cuvânt, spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Deci apoi votați prin unanimitate, trecem la punctul numărul 9. Aprobarea organigramului și a statului de aparatului propriu a primarului. Dacă aveți discuții, l-aveți aici, să-l vedeți. Cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? A fost votat în unanimitate și am ajuns la ultimul punct. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul și a Partidului Mediului Public al Comunei Căruiești, județul Bacău. Deci, așa cum v-am zis, am refăcut, așa cum ne-au cerut cei de la proiectare, ulițele care vor intra în proiectul de asfaltare. Joi voi merge la Iași pentru a semna toate dosarele, luni se depun la finanțare, se depune proiectul, valoare de 1 milion de euro, pentru asfalt ce înseamnă ulițe Popeni, cred că știți, ulițe Școală, 240 metri, ulița la Orândaru, Cui Vasilii, 1250, ulița Foscea AB, 290, ulița Spoiavă, 155, ulița Neagul Vasilii, 155 de metri, ulița Făcoarul Costic, 155, ulița Bălani Ionită, 155 de metri, ulița Neagu Crâșman, 1250 de metri lungime, pe urmă Sarcu Băieți, în același trei, ulița Bisericii va avea o lungime 365 de metri, ulița Școală, Cale Ferată, 240 și drumul Gării, 265 de metri, care este de, în stânga, de la intersecție. Și ulița Bisericii la satul Pralea, 1000 de metri lungime. Dacă se scrie cineva la cuvânt? Domnul Vătămanu, vă spun. Cu tot respectul meu, până l-am pentru toți și am 4 ani de zile am discutat despre șansul ăla. Aprobarea a fost din partea președintelui Consiliului Județean Bacău, care a luat legătura cu dumneavoastră și a rămas cu un baltă, nu știu zice. Nu știu cine n-a avut sau a avut interesul să nu vrea. Nu a discutat ca între oameni, n-am nimic cu mine în parte. Părerea mea era bine să se pună cumva în proiectul ăla acolo, să facă și șanțele de la putere. Doar și noi suntem oameni, facem parte din structura asta Comunii Căiuți și Popeni la fel. În primul rând, suntem oameni.
Și mai ales când toată lumea spune că progresează la nivel european, noi ne întoarcem ca la acum apoi, dar se poate așa ceva cu șanțul ăla să rămânem așa în halul. Vă rog, domnule primar, știu că puteți. Știu că puteți. Încercați ce faceți șanțul ăla, vă rog eu frumos. Eu de acum nu mai vin în urmă. Știu că puteți face dacă vreți. În două săptămâni nu mai am timp. Ce două săptămâni, domnule, dar... Domnule, dar devine viitorul ăsta a tuturor ăla, domnule. Face șanțul indiferent cine. Hai, simți să vedem. Da. Vreau totodată cu acest proiect să spulberi orice soluțiuni și discuții care făceau la adresa mea, că n-am vrut niciodată să fac nimic în statul Popeni, că nu m-au votat și în statul Gelgiu. Drept dovadă stau aceste investiții care vor veni și vor veni în mod cert la Gelgiu. Vedeți că se lucrează, indiferent ce merite și atribuie unii sau alții. Eu n-am ținut niciodată ajutorul Consiliului Județean de la Bacău în implementarea acestui proiect. Atunci când am implementat acest proiect și am mers pentru el, eram la partidul care eram. Nu contează că acum de o lună nu mai sunt, dar atunci eu eram. Și totodată cu acest proiect, este roadele muncii primare, nu spun, și sunt peste tot azi. Și în flyer am spus că sunt mulțumit și de echipa de la primărie care m-au avut-o lângă mine și care mi-au stat aproape și care m-au sprijinit în tot ceea ce s-a realizat la nivelul comunei. Pentru că, fără o echipă bună, nu poți face totul de unul singur. Așa că, șanțul, acum vreau să vă răspund și la șanț. Ce să mai zicem două săptămâni, că tot șapte primari, prima dată în Popeni fac șanțul. Stimate domnule primar, trebuia băgat în voie. Acolo șanțul ăla e înmormântat și la capetele șanțului ar trebui ca să fie ceva frumos, pus câte o cruce la Popenică Balan și la domnul ăsta de la Vale, să arată că e ceva mort. Părerea mea, cine trece, dar să scrie acolo. O murit satul Popeni, a murit șanțul. N-am murit niciun. Vă mulțumesc, să vedeți, vă doresc succes. N-am murit niciun sat Popeni, va trăi cu această investiție, cu drumul pe care se fac. Va deveni unul din cele mai moderne sate și vom face și acele șanțuri, mult cer. Da, mai este cineva care vrea să iei cuvântul? Dacă nu mai este nimeni, punem la voi. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu acest punct a fost terminat cu ordinea de zi. La diverse, la diverse. La diverse, pentru domnul consilier, cine vrea să iei cuvântul? La diverse, da, domnul Onel, aveți cuvântul. Cine? Domnul Onel întâi. A, da, e diverse. La o rugăminte pentru domnul Onel, am mai solicitat în câteva ședințe de comaltarea părâilor alea procesul Vrâncen. Și un autogreder, dacă se poate băga de la școala vechi Vrâncen, la Florești. Și drumul ăla lasă de dorit felul cum circulă pe el la ora actuală. Facă atât de cât când timpul permite, de nu sunt gropile acum pline cu apă, cât de cât putem să sincer, am vorbit pentru un greder, dar la un moment dat am mai spus la toți să cer boli, gredere, mașini, piatră pe anumite drumuri. Am ajuns la concluzia că se dau anumite tente electorale. Toată lumea acum, cu ultima sută de metri, dacă e ceva, gata, se trimite în buldozări, grederi, volei. Și am zis că, indiferent de situație, și eu mi-asum primul ca primar în funcție, evit a trimite anumite utilaje pe trasee. Dar la drumul Hăltiului, am să mă duc mâine dimineață să vorbesc cu cei de la Gironap care lucrează acolo, am vorbit. O să-mi dea un greder să le facă ei și evităm astfel de lucruri, pentru că, sincer, deci să spun și eu, dacă le trimit, eu nu m-am dus, decât într-un singur loc la Pradea, unde au fost niște vedenți acolo pe uliță, în rest nu m-am dus călare pe greder, pe buldo sau după mașini, pe drumuri, chiar am evitat, din punctul ăsta de vedere, să nu-i se dea o tentă electorală și chiar am zis să-l stopez lucrul ăsta, că au început să degenereze locurile. În ultimele două luni, zice să crea nu, mai vă doresc succes în alegeri și nu le faceți în mandatul următor.
Care va fi primar, va mai avea ce face. Eu, știți cum am spus-o, posibil să fie ultima ședință de Consiliu, în mod cert. Nu voi fi primar, voi fi consilier. Am niște realizări diferente, dacă unii le recunosc sau nu le recunosc, care o să fac, o să, în mod cert, o să convoc o ședință în care chiar vreau să prezint un acord de activitate la 12 ani de primar, 4 de viceprimar, care să rămână. Am avut niște realizări, știu cum am luat comuna, știu cum o las. Vot decide cetățenii să continui cu mine foarte bine, va decide să continui cu unul din ceilalți candidați. Iar este foarte bine, deci nu am ajuns la situația când, sincer, chiar nu m-a atât de disperat, neapărat că trebuie să fii primar. Nu. Ne ajunge, am muncit în folosul cetățenilor, mă uit acum campanii, marea majoritate ajunge de suntem salariaților sau angajaților, cum spun. Păi știți, domnul primar, dacă veni, sunteți angajați noi și noi vă plătim. Asta e viața. O să ajungem să luăm hârlețul, sapa, deci să le săpăm șanță în fața porții. Nu. O să vadă cine o veni, o veni, cine nu, nu. Băi, echipă bună la primărie este lăsată. Și am. Sincer, chiar mă mândresc cu ce am făcut și ce las în urmă. În rest, poate să spună lumea tot ce vrea. Astăzi, deocamdată, mă abțin de la orice comentariu jignitor în campanie. N-am jignit pe nimeni. Este normal că toată lumea se îndreptă spre primar sau spre drumul viceprimar, că a făcut parte din o echipă amândoi 8 ani. Poate să spună ce poate să spună. Afară din voți, câți infractori, câți suntem mai. Stați liniște, toată lumea are trecutul lui. Dacă începem să scoatem la iveală ce are fiecare, e ură pentru toți. Dar eu am zis că voi fi decent și voi duce o campanie decentă până la sfârșit și fără denigre și jignit. Am și eu documente sau probe pentru toată lumea, dar nu voi face acest lucru. Lasă să spună, nu-mi pasă. Asta e, în afară din voți, infractori, ce poți să mai fac? Pușcăriași, toată lumea poate să ajungă acolo. În urma unui autodenunț. Că asta e viața. Trebuie să ne asumăm. Da? Și o asumă toată lumea și după. Eu vă mulțumesc, nu știu, poate e ultima ședință de lucru, să putea să mai avem una, că cred că vor veni banii, o parte din bani pentru drumul la Heltiu să-i rectificăm. Eu vreau să vă mulțumesc pentru colaborare. 8 ani, chiar dacă ne-am mai tamponat, ne-am mai impuns, să zic că am fost constructivi și am încercat să facem ceva pentru comună. Eu o spun că nu puteam, fără ajutorul celor care au aprobat și m-au sprijinit, să fac nimic, chiar dacă am venit cu proiecte, dacă dumneavoastră nu erați de acord și nu le aprobați, nu se realizau. Am spus-o și am să spun că cei care m-au sprijinit din consilier și au votat toate proiectele au merit deosebit alături de mine și toată stima mea, indiferent de bune sau rele. În rest, să dea Dumnezeu să fie bine. Mai sunt de fapt consilier, dar nu pot să-i ascultăm. Domnul consilier Bătăman, a văzut cuvântul. Domnule, am vrut să discut despre cultură, dar nu știu cum să mai încep, pentru că am discutat mereu de câte un pic așa, chiar m-am mai îmbalat mai tare. Era frumos atât să fi încheiat anul și chiar tot tablă de sculptură la pare. Era frumos la nivel de cultură, v-am mai spus și în ședințele care trecut. Să fi sărit praful din scena aia de bătrâni, încă care mai sunt aici și știi să joace. De bătrâni mă refer. Tineretul ăsta ceva, ceva ar fi el ceva, dar nu văd, adică un ansamblu artistic puternic, nu văd. Dom'le, nu că există incompetență, dar nu se vrea sau nu știu cum, prea deoparte. Dom'le, trebuie colaborare în așa fel să facă ceva. S-a făcut revista aia, parcă s-a făcut în bataie de joc. Eu calificativul meu e zero. O să-i dau un calificativ la revista aia care s-a făcut. Păcat, s-a depus o muncă, oarecum s-a fotografiat, s-a cheltuit niște bani. Dom'le, bagi un conținut cumva, dar să fie din tradițiile, din obiceiurile comune astea. Asta mi-a fost părerea mea, stimate, domnule primar. Cu dumneata n-am absolut deloc nimic, nu fi supărat. Dar discut ce s-ar mai putea face aici, acolo. Care mai fi în urma mea? Eu de acum n-am să mai fiu aici.
vă spun, se putea face lucruri și bune, și mai bune, nu bune. Bune s-au mai făcut lucruri bune, dar se putea face și mai bune. De exemplu, pentru tineretul ăsta, să facem ceva. Măcar la care vine, recomandare. S-ar putea să veniți dumneavoastră, sau domnul vice, sau domnul de acolo, sau unul dintre consilieri s-ar putea să apară acolo, cumva, să ne iasă primar, sau indiferent cine iese. Domnule, face ceva. Păi un popor român, dacă n-are cultură, nu există ca popor în țara asta. Fără cultură, fără creație, fără obiceiuri la țară, tradiții din astea. Nu există comună, indiferent cine ar fi el. Sau director de cultură. Domnule, trebuie să stai în mijlocul oamenilor, nu vii aici și zici că ai făcut un mic spectacol și pleci. Trebuie să stai în mijlocul oamenilor, trebuie să fii un om de aici, cumva drăguț, și să vii să stai, mă nea Costi, că ia vină-n coace, mă ta, știi să cânti din fluier, mă nea Ghiță, știi să cânti la acordeon. S-a pus praful pe aia, pe ce s-a cumpărat de la, cu banii, nu mi-a aduc aminte acum. Da, știți, ideea a fost bună, dar trebuia și cineva să le pun un pic în mișcare. Vă spun, există dragoste, chiar dacă ar fi ceva rău în țara asta, dar la noi în comună ne putem face să mai zâmbim un pic cât de cât. De exemplu, se putea face tot la nivel de cultură, de Paști. Un exemplu dau. Cu lumânările înainte de Paști, pe marginea între, pe drumul care este aici, așa, pe partea asta, o coloană de tineret, chiar și bătrân, cu lumânările noaptea aprinse, sau când se iese de la miere, sau înainte, ca nu se duc la miere, să fie fost aprinse, să vede și din satelit, să vede această frumusețe a comunii. Nu există comună. Mie mi-a fost dragă comună. Eu am participat pe teren cultural, eram copil aici, copil. Și mai așa și fetele și toate, le mai îngheodeam, mai râdeam cu lumea. E frumos la cultură, e foarte frumos. Dar trebuie... Asta eu când la început, mai discutăm un pic din veste. Eu când Ienășel ăsta a vorbit de la început, eu am zis că este bun și din director la județ de cultură. Dar nu știu, intra ceva așa care lipsă de colaborare încât am ajuns să ne confruntăm. Păcat! Că tot ce este un rău, dacă există din partea cuiva, din denus cu cineva, trebuie să fie un pic de colaborare. Poate n-am fost eu înțelept așa de bine să pot colabora cu el. Dar dânsul e de parte, e la Onești. Noi suntem aici. Nu vreau să mă plictisesc. Am un pic de răbdare. Trebuie ca să te colaborezi. Domnul Bătăman, știți care este paradoxul vieții comună? Că eu, asta e concluzie personală care trag și am zis că vreau să mă expun la ultima ședință, înainte de alegeri. Văd în diferite programe electorale înființarea echipei fotbal, înființarea ansamblu artistic. Domnilor, le-am avut. În afară de mine, dacă s-au dat 200 de milioane la fotbal 2 ani, odată 2 ani, care ne-a imputat curtea de conturi, s-au mai dat la ansamblu 300, ne-a imputat curtea de conturi. Și am plătit din buzunar, să știți. Dați-mi voi. Înțeles. Deci, cu echipa de fotbal am ajuns de-am promovat-o în divizia C, performanțe. Suntem câte puțin din comune din județ care am ajuns acolo. Ansamblu artistic ajunsesem la un ciclu cu copii de am trimis în diferite zone și spectacole, sunt diplome, diferite lucruri, ale țării și ale Europei. Răutatea de noi a distrus aceste lucruri. Pentru că reclama la diferite instituții ale statului, a fost primarul că fură bani de la fotbal, că fură bani de la cultură, spre neștiința și necurajul și nepriceperea unora. Ca să ții un ansamblu sau o echipă de fotbal, de câți bani colateral trebuia să faci parte ca să o întreții ca activitate. Când 20 de lei sau 30, 200 de milioane sau 300 de milioane când dădeam noi, alocam de la bugetul local, nu întrețineai acele activități. Dar noi le-am omorât. Să fii cu iertare. Noi le-am omorât. Am mai făcut niște zile comune, frumoase. Toată lumea face. Nu face și de acum înainte. Cine au venit să facă? Eu chiar dacă o fi, nu mai fac. Le-am avut. Dar tot din interiorul nostru ne-am pus beții și le-am distrus. Nu le-a distrus nimeni, să știți. Da, este. Atâta timp cât era, nu era nimeni implicat. În afară de să dea striga hoții și domnul Vici mai știe că era aici. Cât ne dădeam din cap, zădăvă el sună, ai 3 milioane și tu, pun și eu 3. Sau ai plătim arbitrajul. Erau cazuri, sau la ansamblu sportiv, la artistic.
Copiii aia, de câte ori aduceam la spectacol, 50 de lei sau 20 de lei, nu-i interesat pe nimeni de unde sunt. Tot noi l-am distrus, știți? Nu l-a distrus nimeni. Le-am creat, le-am avut în mână. Unde sunt? N-a venit nimeni cu o idee, n-a venit nimeni cu o idee de activitate, decât așa sporadic. Cu mici etape Z, dar în rest... Dar se putea face la pale acolo, la se pot. Domnul Vătămam, sunt de acord cu asta, se pot face multe, dar e nevoie de foarte multă voință, încredere în special și o parte financiară, cât de cât. Domnul primar, eu vă doresc succes, numai ca o să ne că nu ne confruntăm de partid. Succes, să-l dea Dumnezeu cu Israel. Să-l dea Dumnezeu cu Israel, eu l-am avut. Posibil să-l mai am, dar l-am avut și mulțumesc Dumnezeu. Să ne bucurăm, să zâmbim mereu, că zâmbitul aduce mai așa este. Urmează Domnul Consiliu Matei. Ce-ai pățit, domnul? Domnul Motoriu, nu știu ce nu știu. Problema pe care vreau să o ridic este problema pumului din Atrarea. Am mai ridicat problema acum la Slătineanu. Eu pleacă o leacă de șanță și în toate margine. Știți că am mai zis că surpa apa, s-a surpat. Acum apa mănâncă de sub tapă și șosele, sub asfalt. Să putem pune o mașină de balast, că m-a semnat acum pe drumul leacă la biserică sau pe sau arat, se poate pune și două mașini de piatră acolo, ca să măcar să poată să uităm restul cât a rămas. Dacă nu punem acum de urgență, ploienii mănâncă și mă din drum. Și după aș știți cum e, mai greu să repart decât să întreții. Și de întreținut e greu, pentru un efort, dar este absolut necesar. N-am să mai vin problema cu fântâna, cu tubul, am plecat de multe ori, nu s-a mai făcut, nici nu mai este timp, ar mai face și alții care mai vin. Eu doresc un succes tuturor candidaților în alegerile din 5 iunie. Asta am avut spus. Urmează domnul consilier nou. Vechea problemă de 10-12. La doamna Pricov, la pădure, acolo s-a formatat tot din nou. Nu s-a făcut nimic în 10 ani acolo. De când s-a garantiat și atât. Nu știu, dar dacă mai vine o ploaie de transa, iar e umple toate curțele alea cu apă, toate becele, cu toate... Știți acolo. Cumva, cine vine cu după data de 5, urgent, trebuie intervenit acolo. Sunteți într-o echipă de consilieri, aveți un candidat care v-a dorit și-l visați primar, să dea Dumnezeu să iasă, să vă facă prima dată acolo. Nu s-a vrut. Acum, domnul primar, aveți 12 ani. 12 ani n-ați fost. Vreau să vă spun, nu-l fac mea deci acolo, dar vreau, chiar ne-am făcut să fiu destul de tranșant cu ceea ce voi spune. Comuna Căiuț, cred că are drumuri comunale și cazul din astea de scurgeri, cât Ștefanu, Poțofăneștiu și Bucimul la un loc. Toată lumea sunt momente când compară Comuna Căiuț. Vezi, Doamne, că s-a făcut la voce, nu știu ce că a fost, am fost. Din păcate, acum, angrenându-mă într-un alt fel de activitate, de activitate politică, am văzut vreo 7-8 localități din jur. Chiar aș vrea să vă duceți, Durechești, chiar și unde zone, la Coțofănești, chiar și la Ștefan, au realizarea asta mare și drumul județe am făcut la Bogdan, care a prins acum proiect mare, care am prins și noi la rândul nostru înainte, multe. Dar puneți odată în balanță, realizării în Comuna Căiuț, cât e de mare comuna, câți kilometri de drumuri și de uliță are Comuna Căiuț. Păi noi numai dacă legăm Floreștiul cu Boiștea și drumul cu ele aveți 26-27 de kilometri. Fără să mai punem ulițe și drumuri adiacente. Domnul primar. Dar mă lăsați să termin. Și noi bine, toată lumea a spus, nu s-a vrut, nu s-a făcut, nu. Nu e adevărat. S-a făcut în limita posibilităților și a banilor care s-au putut aduce în comună. Și eu aș fi vrut Comuna Căiuț oral să fie comună europeană. S-a dus la standardele, dar mai trebuie și altceva. N-a venit nimic cu o sursă de finanțare, cu o idee, când spunea în campanie Mărcuț chiar vedeam. Domn primar, a fost singurul consilier care a făcut proiectul de hotărâri. Zice, puteau să fac fiecare câte 20 cadale. Păi spune sursa de finanțare. Și eu spun, se aprobă. Nu știu ce e palată, cum dacă ești, ce le face? Cred că era mai urgent în zona aia decât orice lucrare. Avem zone mult mai urgente ca aia, să știți. Orice lucrare, mai ales în jur. Acolo a fost inundații în fiecare an. Câte reclamații sunt la prefectură de acolo?
N-ați sper că următorul care vine bisericii după data... Ați fost să vedeți lucrarea aia odată la Pârâul Căiuțului, din 28 de miliarde? Ați fost? De curiozitate, așa. Ați văzut-o? Vă întreb, aveți habar cum și ce fel? Aveți habar în ce fel? Cum a venit să se facă? Ce este? Toată lumea critică. Păi dar nu dai să nu fie doamnești. E zona adevărului. Că da, mâine e posibil să nu mai fie doamnă. Poate cineva dacă sunt amici în continuare, nici în continuare nu o să facă nimeni. Dar trebuie. Nu. Toată lumea o puneți că sunt pe ambiții. Nu-i pe ambiții. Programul unui primar se bazează pe priorități și pe efectiv priorități ceea ce poți să faci. Priorități care nu sunt votate în Consiliu cu consiliere, deocamdată acolo nu are niciodată. Domnul Lobo, eu dacă crezi, acolo niciodată nu a intrat apa în casă la cineva. Duceți-vă la doamna Neva. Știți ce spune legea? Omul mai trebuie să se și apere în fața apelor. Dar dacă îți lași gardul care îl ai de ani, apa trece prin el, muncesc să-ți faci și tu un gard de beton să nu mai vină apa. Așteptăm totul la primărie. Indiferent cine vine, cât o scoată primăria. Nu, după aia, nu vreau. Haideți, fii realist. Vine să vină al primar și facem, îi punem gândul pe eșafot, dacă nu o să poată să facă mai mult, ce bani o să aibă? Nu vreau să facă. Ce vorbim? Haideți să devenim realiști. Sperăm ca viitorul, da, din ce se configurează, cam 70% o să rămâne. Consiliul să fie mai altfel, da? Poate un alt primar cu altă viziune? Oricum, eu le urez succes la toți. Să da, Dumnezeu. Care va fi... Vreau să vă zic un lucru. Neîncrederea totală a dumneavoastră, noi, unii v-am scos de două ori, consilier. Vreau să văd dacă vă scoateți singur a treia oară, că ați avut partidul în mână. Am vrut să... De două ori v-am scos noi și ați fost numai împotrivă. Eu, domnul Vici, care m-am luat în echipa noastră, la PSD-ul. Ați ieșit două mandate. Eu vreau să vă dau numele din curta dumneavoastră. Domnul primar, eu vă mulțumesc pentru lucrare. Eu lucrare? Singur v-ați lucrat. Și să mă duc. Eu vă mulțumesc pentru lucrare. Dacă știți că am fost lucrat, eu nu știu dacă am fost lucrat. Nu cred, dar vreau să-ți adus oamenii care vi-ați creat într-o parte. Dacă spuneți că am fost lucrat, eu... Dar eu n-am zis că ați lucrat, Doamne ferește. Așa poate fi. Eu unul, dacă mai fi consilier, sau primar, mă rog, chiar și dacă nu sunt primar, îmi pare rău, consilier voi fi, vă spun sincer, public toată, eu mă bucur că nu veți mai fi consilier și vă spun de ce. Ați fost Gigi contra toate mandatele. Cu mici excepții, n-ați fost de acord cu nimic din ce s-a vrut să facă comuna asta. N-am fost de acord. Și vedeți că viața îți rezervă și îți dă ceea ce ești. Ei, și eu vă mulțumesc pentru lucrare și cu asta. Dar nu m-am lucrat, Doamne ferește, să vă dea Dumnezeu lucrarea care v-am făcut eu. Nu fac așa ceva. Nu. Păi ați spus că am fost lucrat. Nu, ați zis că ați fost lucrat? Nu există. Ați înțeles greșit. Hai să lăsăm probleme pe care le-am zis. Personal, este politică, că suntem la diverse, mai aveți. Sunt probleme la diverse, dar acum domnul Manuel are cuvântul și încheiem. Da. Domnul, eu am să fiu foarte scurt. Sunt un pic supărat acolo la sfârșit de mandat, fiindcă timp de 4 ani în partid, de 2 ani consilier, domnul vice, nu știu până astăzi că eu lucrez și muncesc pentru comună, pentru că am fost aleși. Sunt foarte supărat, ați mers în campanie în sat, s-au venit persoane aici la primărie și dumneavoastră aruncați în cârca mea toate cele cu gunoi. Că eu am făcut tabelul cu persoanele din sat. Dacă vreți să vă spun, a fost tanti Marița lui Nea Vasile Neagu la mine, eram nu singur, era 4-5 persoane, când au venit din gura dumneavoastră, a spus că Titi Manoli a fost cu doamna inginer și a făcut tabelul cu persoanele pentru noi. La ce se referă tabelul? Poftim? Ce tabelul? La ce se referă tabelul? Cu persoanele pentru plătirea gunoiului. Așa, ceea ce eu nu am făcut, că nu am fost angajat în primărie. Am mers cu doamna ingineră, că am primit telefon tot din primărie, să merg să o ajut. Fiind liber, m-am dus. Am fost, dar nu am...
trecut eu persoanele. Persoanele erau date de angajații dumneavoastră de la primărie pe bază de lor. Eu așa știu. Și la ce ați fost pe teren? Poftim? La ce ați fost pe teren? M-a rugat doamna ingineră să merg cu dânsa prin să pui numele familiei. Dar ce am făcut-o? Și dânsa ce făcea? Poftim? Dânsa ce făcea? Cum ce făcea? Păi eu avea tabelul în mână și scria, nu? Dar nu, nu eu. Am făcut cea mai mare greșeală pentru că timp de 4 ani de zile am stat în telefonul dumneavoastră și al lui domnul primar și al lui Fodor. Neamanole, vine mașinile, du-te. Neamanole, vine becurile, du-te. Neamanole, vezi ce se întâmplă. Neamanole, la 1-2 noaptea, vezi că vine pompieri, du-te. Eu, nu-i nicio răzbunare și trebuie să fim prieteni și după campanii și să ne dăm mâna, dar nu este frumos să roviți să-mi puneți satul în cârci. Vă rog din suflet. Vă rog din suflet. Atâta am avut de spus, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul Viceacu. Deci, în primul rând, nu te-am sunat eu să te duci cu doamna ingineră. Nu știu dacă m-a pus pe mine de treaba asta. În al doilea rând, doamna ingineră, când am mers pe teren, poate și doamna secretară, a făcut inventarul real pentru a declara la gunoi oamenii. Și dumneavoastră a spus cu el. Deci asta am spus. N-am spus nimic altceva, că m-a dat ei trecut tabel. Exact așa s-a exprimat. Sunt oameni ce vă dau dacă vreți să vă duceți și întrebați. Dar nu mai lungi. Nu mai are rost. Nu mai are rost. Aveți, eu vă spun un lucru, că ne-o luăm urât cu gunoi. Eu am o filmare chiar de la domnul exclusiv, că n-am avut o ceartă cu gunoi. Eu vreau să vă spun ceva și voi fi în consiliu, chiar dacă nu voi fi primar. Dacă va fi primar, cu atât mai grav pentru cei de la gunoi. Că deja ne-am epuizat sursa de finanțare. Le-am plătit cu 400 și ceva de milioane până acum, cred. Ianuarie, nu, ianuarie 100, 400, ce le mai dăm acum? Avem 110 milioane și trebuie să dăm 150 milioane. Lucru pentru care eu considerez ca primar că dânsii nu prestează activitate de bani ăștia. Eu vă spun ceva. Gunoiul, știi toată lumea, prețul actual este un preț la gunoi provizoriu. Eu vă spun asta că știu. Și v-am zis, indiferent ce voi fi, voi fi un luptător aprig împotriva măririi taxei la gunoi. Și cei dacă nu-și vor face serviciul cu gunoiul. Pentru că am văzut acum în campanie electorală și v-am zis eu, mi-asum. Mi-asum greșelile și mi-asum cooperativa de a ridica mâna și de a aproba tot ce se vrea. Și de a veni în fața dumneavoastră și a încerca să vă explic, să ridicăm mâna și să aprobăm. Da, este o greșeală cu gunoiul care mi-o asum integral, de la cap până la sfârșit. Dar în mod cert nu voi mai face o a doua greșeală în viață, indiferent din ce postură voi fi, consilier, primar, chiar și singur cetățean. Mă voi bate pentru așa ceva, pentru că nu este posibil la ceea ce se întâmplă astăzi. Și nu voi mai fi de acord nici cu taxa de 25 de milioane care să o dăm anual la asociația de gunoi. Nu. Vrei să trăiești membru 3 milioane. Și cu asta basta. Deci nu voi mai fi, pentru că nu o să-mi schimb principiul. Dacă voi fi primar, consilier, consilier voi fi în măcel. De la premiza asta, pentru că o să vedeți și vorbim până la sfârșitul anului, să vedeți ce bucurie o să vină pe gunoi. A fost unul din proștii satului care și-a făcut soția abonament, contract la gunoi. Vă arăt factura într-o lună. A luat 16 ton milioane, 5 milioane 600. Păi cum să nu trăiască toți directorii și toți ăia șmecheri care sunt acolo sus, să nu își facă cărca mare la gunoi? La câți bani să fac? 5 milioane 600. L-am sunat domnul director și a zis, domnule, nu-i posibil. L-au luat 16 ton milioane din alea normale. Cât poate să avă? 5 milioane 600. Păi ce lume trăim? Au dreptate și oameni, acolo nu intră. Deci, eu în campanie am văzut 80% lumea țipă pe problema gunoiului. Deci este ca o ciumă de asta care am luat-o așa, fără să ne vedem de treabă. Că am zis, da, intrăm în Uniunea Europeană, corect, dar trebuie gândit cu cap. Că dacă se face cum se preconizează în contract și am văzut 3 milioane și ceva gunoiul, tona, că asociația va fi nevoită la rândul ei să plătească în tonă serviciu prestat, cei de la Rompres sau Mama Naibii, cum ne-a, nu vine, nu lasă nimănui un bon. La un om să spun, domnule, ți-am ridicat atâta cu noi. Nimic.
Vine, ea n-au nicio treabă, trimite o adresă la primărie, conform atâția oameni, 150 de ani. În afară când mă ciupești 14 comercianți care sunt acum contracte, cred că mai ala și la ei ciupești 50 de ani. Ia 200 acum, dar dacă ar face toți agenții contracte, se duc la 300, 400 de ani cu noi, în comună. Păi oameni buni, dar nu plătim apa în comună 400 de ani. Deci apa noi nu casăm la apă, apă care e vitală. Da, asta e viața, am luat-o. Nu cu gunoi. De acum voi fi atent. Dacă în aspectul ăsta, când voi sta în crezi, voi fi atent, pentru că nu. S-a plecat de la una, s-a vrut un lucru bun, dar se pare că se ajunge în altă natură cu gunoi. Domnul consilier Fidea, a dus cuvântul. Da, eu aveam să spun că s-a încheiat mandatul cu 4 ani, în 6 după corupție și alegerile care au fost democratice, s-au terminat a 6-lea mandat de consilier, în care a fost și cu bune și cu rele. Se putea face mai mult dacă era seriozitate și din partea Consiliului Local și din partea Executivului. La ce aș vrea să mă refer? În final, acum, spre campania electorală, spre final, cine ar fi comandat din partea conducerii Executivului primărie? Băci. 100 de bucăți. Am o informație. Care nu sunt facturate. Aș propune Consiliului ca aceste bani să se dea după campania electorală. Ura. Pentru că nu trebuie câștigate voturi cu amăgerile astea. Că ți-am dat banca, am dat votul. Nu-i frumos. Omul se... cât e el așa de redus, sau cum este, din bătrân, își dă seama că i-a dat banca, a primit votul. Nu e frumos treaba asta. Un alt aspect. Am fost întâlnirea cu cetățenii peste Valea Trotuși, din partea Heltiului. Oamenii, o parte, sunt nemulțumiți faptul că a venit la primărie și n-a fost ascultați în primar. Ba mai mult nu le-a dat nici o atenție. În restul nu va vorbi nimic de rău, noi n-am vorbit nimic la care am fost, dar a spus că nu le-a dat ascultare la o parte și în primul rând le-ați argumentat. Nu mi-ați dat votul, n-aveți treabă cu mine. Așa. O altă problemă este podul de la Hertie, care am văzut că l-ați frezat, dar trecând mașini acolo cu material pentru asfaltarea drumului spre Brânceni, s-a lăsat așa de pomină, plus cartierul acolo CFR, drumul ăla e dezastru. S-a terminat complet. Dom'le, nu gândim acum. Să-l facem în loc să plătim băncile, 100 de bănci, am înțeles că ajunge până la 600 de lei o bancă din aia. Trebuie gândit mai să facem întâi, să reparăm aici, așa. Ăsta înseamnă un administrator al comunii. Nu să punem bănci să stea oameni la sfat, la umbră, la poartă. Sau unde o fi bătrâni. S-a făcut propaganda asta peste, deci s-a făcut vă câțiva ani cu bănci. Ăsta e adevărat. Și eu zic că e bine disistat, acum cu ocazia asta, campania electorală. Pentru candidați, eu le doresc, pentru candidați, toți candidați. Până acum am cerut cu Andrei Obama. Până spui este listă. Da, pentru candidați, le doresc succes la toți și o campanie curată, care până acum a fost, în toate mandatele s-a aruncat cu noroi chiar și pe afișe, s-au făcut fel de fel de... care e un aspect foarte urât. Dacă după 26 de ani de democrație n-am învățat nimic, înseamnă că suntem bine să fim colonii în România. Și în încheiere vă doresc să cerem. Da. Îți mai scrie cineva la cuvânt, dar nu mai scrie nimeni. Dar voi să fără cuvânt? După răspunsul domnului primar, ce-i cuvânt? Drept dovadă, domnul Andreea, că... cei de la Hertiu nu m-au votat, nu i-am ascultat, este acest proiect de 1 milion de euro care se face în Hertiu. Este drept dovadă cum și se asfaltează astăzi. Asta cu nu m-ați votat, nu vă fac, știm de unde vine ca propagandă și nu trebuie să ne miri. Nu știu dacă din echipa mea s-au dus să fac propagandă de genul ăsta, dar nu are importanță. Dacă o luăm valoric, în Brânceni acum se duce, cred că, cea mai mare sumă care a putut
să realizeze vreun sat. Asta drept dovadă că cetățenii m-au votat. Și indiferent cine spune, da, cine spune că a fost PSD-ul, că a semnat Dragnea contractul, foarte bine. Dar eu n-am zis asta niciodată. Dar primar era și este Durlan Iulian. Nu eu am auzit să fi fost alt primar. Pe contract a semnat Durlan Iulian cu Dragnea. Și eu m-am dus la București și din concediu, de aceea cât a fost nevoie și m-am dus peste tot ca să bat la voi și să realizez acest proiect. Când nu vine din cer, cade că îți dă partidul că ești tu frumos. Dacă nu sunt anumite principii și anumite reguli. Și drept dovadă că se fac în 30 de comuni, printre care și că eu. Indiferent ce se spune. A doua problemă, cu băncile. Este un proces verbal de custodie, care este, nu se achită nicio bancă, nu se dă nicio bancă. Propagandă nu fac cu bănci. Că dacă era să fac cu ele, să știți cum le asumam și erau date până acum. Indiferent ce se spunea Consiliul sau nu. Erau date în mama lor, că se dă la cetățeni, nu se dă la nimeni. Și n-am scris în bancă, vă trați după bani. Și nimeni nu dau alte surse către oameni ca să voteze, să știți. Dacă e să vorbim pe aia cinstită. Am stopat orice bancă, nu dau la nimeni până după alegeri. Dacă se vrea băncile, vreau să spun, sunt 100 și ceva de cerințe de la oameni. Vreți să le dați? Bine, nu le dați. Care e problema? Vorba mea, ce să stea cetățeanul cu bani? Nu mai veni stă cu fundul pe pământ, cum i-am găsit în unele locuri? Sau cu fundul pe marginea șanțului? Cum mai veni că să stea cu bani? În bolovan? În bolovan. La Onești, dacă îți bănci, pisică, nu există, nu există ochi de bloc în spate să n-avă bănci. Și uitați-vă pe internet, vedeți prețul unui bănci, vedeți cât e la Dedeman. Eu vreau o bancă pentru că am de bine. Două, dacă ți-și faci un centru undeva cu masă, să poată juca... Da, nu asta este problema, că am fost, acum m-au votat. Dar ce nu spuneți la Hătiu, unde v-ați dus și vă zis oameni, pleacă acasă, la Ioane, nu ai nicio treabă aici. Dacă n-am făcut eu ca primar nimic, la Hertiu. Trebuie să vă asumați și dumneavoastră consilierii la PSD care ați fost în spatele meu 12 ani când n-am făcut nimic. Nu și asumă numai dumneavoastră și dumneavoastră consilierii PSD-ului trebuie să vă asumați că la Hertiu nu s-a făcut nimic. Astăzi, dacă nu sunt la PSD, n-am făcut nimic, a făcut numai partidul. A făcut... Dar eu am fost partidul 20 ani până acum în Comunul Domnului. Pe cuvântul dumneavoastră am dus acolo la Brâncen și la Iacuri, fără rezolvat drumul de ai două mandate. Păi da, și rezolvă. Și acum la ultima centimetri vreți să faceți totul ca să salvați viitor. Ce, să, ce viitor? Poate, așa, dar viitorul meu e salvat domnul Drilea. Domnul Drilea. Dar mi-ați 5 mandate. Viitorul meu este salvat. Nu poate că îți puneți să voi să termină. Am